Bună seara și bine ați revenit că dăm la propunere cu probleme de matematică la geometrie. Da, haideți să... La ce pagină? La nicio pagină. Păi zi, hai pe proful. Deci, A, B, C, D, triunghi. Deci, A, B, C, D, triunghi. În ipoteză. A, B, C, D, triunghi. A, B, C, D, triunghi? A, B, C, pardon. A, B, C, triunghi oarecare. Nu? Da, triunghiul A, B, C, oarecare. Da. D aparține lui BC. Așa. Tot D aparține și lui AE. D aparține lui AE. E. La mijloc. Astfel încât AD e congruentă cu DE. Așa încât AD congruent cu cine? Cu DE. De. De mijlocul lui EG. E? B. 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 Mijlocul lui EG. Mijlocul lui EG, ai zis. Da, adică B e congruent cu BG. Cu EG. B e. Sau cu BG. Care mijlocul G? B. B, mijlocul lui EG. B, B e congruent cu BG. Ai zis bine. Cu BG. Da. Ce mijlocul lui EF, adică ce e congruent cu CF? Și GAF coliniare. Și GAF coliniare. Da, trebuie să arătăm. Asta trebuie să arătăm. Trebuie să arătăm, la concluzii dăm profesor. A mic. G. G, A, E, F, coliniare. Și la B, M, da. Așa și aria. Aria raportul dintre aria triunghiului E, F, G. Și aria lua B, C, D. Lua B, C. Egal cu ce? Da. Deci un triunghi e... Oarecare. Oarecare. Putem să notăm invers, că eu așa mă plăcea cu CB. Având loc de CB. B-ul cu C-ul, da? Da, da. A, B, C, da. Tot așa scătați, la fel. B. A, B, C. Da. Și C. D aparține lui B, C, oarecum. Oarecum. De la parții, cum ai făcut Miruna? Că ai zis că ai făcut figura. Nu, am făcut doar triunghiul și am dat asta. Bun. Să zicem, de la parții lui AE, așa încât... Și aici și lui BC. Sus. De la parții lui AE. Nu știm unde e. Pe dreapta BC, da? Și de la parții lui AE, așa încât AD... Să fii congruent cu DE. De aparțin lui BC. Și eu este plasat. Deci dacă le opri de într-un punct, într-o poziție parecare, trebuie să-l poziționez pe E așa încât AD să fie cât de E. Adică AD, AD. Și mai merg încă o dată. Simetric, da. Simetricul. Eu da, este simetricul lui A față de D. D. Deci eu e simetricul lui A față de D. B, mijlocul lui EG. Da, aparține lui EG. Tot simetric. B, aparține lui EG. B e... B e mijloc. Așa, B e să fie egal cu B, G. Tot simetric, domnule. Așa. Simetricul e față de B, nu? Deci, să luăm așa. Și ăsta este G, parcă, nu? Da. Iar ce mijlocul ei e? La fel, ce e unii ce așa. Și mă duc încă
ca pe atât. Și ăsta este punctul F. Și tocmai mi se șere să arăt la final că G, A și F sunt coliniare. Nu așa mi se cere. Deci, ce am făcut? Am luat asta cât asta, asta două congruente și asta trei congruente. Și E făgă, E făgă, supra A, B, C. Da. Să facem și mie. Facem un plan de lucru. Da, să încercăm să înțelegem problema. Exact. Deci, s-a luat o întrebare BC, un punct de la întâmplare pe BC. Deci, de la întâmplare pe BC. A, D, congruent cu D, E, nu degeaba, ținem cont de chestia asta. B, G cu B e congruente, nu degeaba. Nu degeaba, corect. Adică ar zice că B, D, ce este în triunghiul E, A, G? B, D. B, D. B, D. E mijlocie. E mijlocie, nu? Da. Deci B, D este paralelă cu G, A. G, A. Dacă, și jumătate din GA. Da, și dacă am demonstrat că și A, F ar fi paralel cu B, că ar fi gata. Pentru că două... Și este paralelă pentru că D, C, deci BD este odată... BD este paralel cu GA, și eu ar spune invers. GA paralelă cu BD. Da. Da? Da? Știți de ce spun așa? Nu. Ca să demonstrez acolo că dacă zic că și GA e paralelă cu D, C ar fi gata, D, G a fost cu coordinare. Da? Deci din motivul ăsta, practic voi avea, asta știu că e o dreaptă, B, D, C, da? Adică D știu că e pe BC, e din ipoteză. E coliniară, corect. Da? Am asigurat asta. Da, da, da. Și atunci când eu zic că GA e paralelă cu BD și AF paralelă cu DC, adică cu BC, în clipa asta este asigurat că printr-un punct exterior, prin punctul A, nu pot duce două paralele la aceeași dreaptă. Una și numai una. Insist acum. E planul de lucru, dar trebuie să-l privim în amănunt, să înțelegem bine problema. Deci, triunghiul ABC, dar de autor. Da. Un punct D și avem că A, D e congruent cu D, E. Și G, B cu congruent cu B, E. Înseamnă că D-ul e la mijlocul A, E. Și B, B-ul e la mijlocul G, E. B, D e la mijlocul G. B, D e paralelă cu G, A. A. Dar eu zic și G, A. G, A paralelă cu B, D. Bun. Și stop. G, A paralelă cu B, D. Și de altă parte, în triunghiul A, E, F. A, E, F, da. Avem. D, C, tot linii mijlocie. Din ce motiv? Pentru că D e la mijlocul A, E. Da, și când și la mijlocul lui E, F. Și atunci e clar B, că... D, B, D, C, linii mijlocie. De ce e linii mijlocie? Da. Deci de ce e paralelă cu A, F. Da, sau putem să zicem A, F, paralelă cu D, C. Sigur că da. Și atunci, prin punctul A, avem dus-o odată GA paralelă cu BC și A e paralelă cu BC. Și nu putem duce pentru punctul exteriorul unei drepte două paralele distincte, ci ele se suprapun, una și numai una. Așadar, zicem, mă conduce Anca, poftim Anca. Știu că AD e congruent cu DE. Deci demonstrație. AD congruent cu DE. Da. GB, BE. GB congruent cu DE. Da.
Vedere, mijlocie. Da. Mijlocie. Mijlocie. A, E. Pentru, triunghiul, G, A, E. G, A, E. Rezultă atunci, fiindcă e mijlocie, rezultă că... BD paralel cu GA. BD paralelă cu GA. Și acum GA paralelă cu BD. Totul aici. Lăsăm așa. BD paralel cu GA. Noi să ne oprim aici. Pe de altă parte. Triunghiul AEF. Deci e triunghiul AEF. AEF. Avem acoladă, te rog să spui. Avem D în mijlocul lui AE. Adică zicem AD. AD este egal cu DE. Congruent. Da? Cu da. DE. Dar scrii și tu. Da, am scris. AD congruent cu DE. Apoi. FC egal cu EC. Congruent cu EC. De aici rezultă că DC este în linie mijlocie. Pentru... triunghiul AF. În triunghiul acesta, luat din sus, da? Da? A? AF. A, E, F. În triunghiul acesta. Rezultă așa. Deci rezultă că DC paralelă cu AF. DC. Cu A, E. F. Și... acum, din astea două... Din astea două rezultă că... să punem și... și mai adăugăm că da. B, D, exact, C, colinia, B, da, B, D, D, C... rezultă GAF. Rezultă GAF, sigur. GAF înseamnă că sunt coliniale de ori, da? Colinuță. Da, punem așa. C, colinuță, A, colinuță, F. Deci spun că sunt coliniale. Super. Și am terminat. Acum avem punctul B. Da. Raportul dintre area triunghiului... A, raportul, și acum știu că triunghiul ăsta există. Exact. Da? Nu se mai pune problema. Deci triunghiul ăsta există. A, G, E, F. E, întrebarea este... raport. Cum facem raport? A e cât, D, C e mediană, deci A, D, C, area lui A, D, C e egală cu area lui A, E. În triunghiul? A, E, C. A. E, C. E, C. D, C, mediană, D, C e mediană. Deci area lui A, D, C va fi congruentă cu area lui D, C, E. Deci, încă o dată, nu... A, E, C. A, C, E, domnule. A. A, C, E. C, E. C, D, mediană. C, D, mediană, de da, acord. Da, deci area lui A, D, C va fi egală cu area lui D, C, E. Deci area asta... da. Egală cu area lui D, C, E. Egală cu area asta, da? Da. În triunghiul A, B, E, B, D este mediană, deci area lui A, B, D este egală cu area lui B, D, E. Corect. Deci BD este și A mediană. Asta înseamnă că aria ăștia egal cu aria asta, da? Da. Așa. Și cu asta rezultă că ABC este egal cu aria lui BEC. Deci ABC cu BEC, da? Da? Se egale, așa. Perfect. El sunt are egale, deci da. Sunt echivalente. Echivalent. În triunghiul G, A, E, B, D e mediană. G, A, E. Da, G, A, E. A, B. A, B e mediană. G, A, E. A, B e mediană. A, B e mediană. Deci area lui A, B, E egală cu area lui G, A, B. Area lui A, G, E, B. Da. A, G, B. Da. Egală cu area lui A, B, E. Lui A, B, E. A, B, E, da. Și E, C, F, în triunghiul A, C, F, A, E, F, A, C, F, A, E, F, dar puțin. A, C, E, da, în triunghiul A, E, F, avem A, C, mediană, deci area lui A, C, E egală cu area lui A, C, F, și pe toate le-am
pe toate triunghiurile le-am adus în B, D, E și A, D, C. Și de asta putem să scriem raportul. Bun. E gândit, raționamentul este corect. Să vedem acum cum prindem. Da? Ca să apară... Raportul e acolo. Adi, să mai reluăm o dată cum am gândit. Da. O la triunghiul A, C, E și eu zic că DC e mediană și mediana într-un triunghi, nu, ariile triunghiilor sunt echivalente. Deci mediana împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente. Deci CD împărțit pe ACE în două triunghiuri echivalente. În triunghiul ăsta și de ariile. Da. Pe urmă. A, B, E, luăm pe B, D, D, mediană, atunci triunghiurile A, B, D și B, D, E sunt cu echivalente și au aer egale. În final. Și eu după aia am mai luat A, E, E și A, C, median, atunci A, A, E, C. Haide să ne oprim aici. Da. Înseamnă că area triunghiului A, B, C. A, este cât al lui B, e cât. Așa, da. Din cauza că asta e cât asta, asta e cât asta, aia, da, cum astea două adunate îl fac pe ABC, iar astea două îl fac pe B, E, C. Da? Da? Putem spune asta. Da. Hai să scriem chiar. Începe redactarea. Bun, deci ce spune? O să spun. Te rog. Avem triunghiul A, C, E. În triunghiul A, C, E, cât de mediană. Deci în triunghiul A, C, E. Cât de mediană. CD, mediană. Deci rezultă că are triunghiul ACD este egal cu are triunghiul DCE. ACD. Triunghiul ACD. ACD. Egal cu are triunghiul DCE. Nu mai spun triunghiul aici, dacă scriu trei litere sub înțelege, nu? Da, la da, da. Așa scriu. ACD egal cu area lui? Lui DCE. După aia avem triunghiul ABE. Triunghiul A, B, E. Cu B, D, mediană. De aici rezultă că aria triunghiului A, B, D este egală cu aria triunghiului B, D, E. Mai avem triunghiul G, A, E. Triunghiul? G, A, E. G, A, E. Avem A, B, mediană. N-ar fi fost cazul înainte de trece, să valorificăm, să sumăm aici area triunghiului A, B, D. A, și din cele două rezultă că area lui A, B, C e egală cu area lui B, C. Dar hai să facem așa, să tragem niște la adunăm, membru cu membru, și înseamnă ACD, area lui ACD, plus area lui A, B, D. Egal cu aria. Egal cu aria lui DCE. Plus aria. Plus aria lui BDE. Adică echivalent. Echivalent cu aria lui ABC. Exact. Aria lui ABC. Egal cu aria. Egal cu aria lui BEC. B. EC. Să-ți plătesc aria lui. Da. A, B, C, că asta este finalul, nu? Care mă interesează. Egal cu aria lui B, C, B, C. Bine, haide să mergem mai departe și să... Ce mi zice? Tu, te rog. Bun. În triunghiul G, E, G, în triunghiul G, A, E, în triunghiul G, A, E, în triunghiul G, G, A, E. Avem B, A, mediană. B. B. A, B. A, B. A, B. A, B, mediană. Și de aici rezultă că triunghiul G, A, B, area lui G, A, B, egală cu area lui B, A, B, E. A, B, E, da? Eu este aici, parte, da?
În triunghiul AEF avem AC mediană. AC mediană. Rezultă că area triunghiului AEC egală cu area AC. AEC egal cu area lui AQF. AQF. Ia să vedem dacă adunăm membru cu membru. GAB. Cu AEC. Da. Și pe partea cealaltă ACF cu AE. Că dacă le adunăm pe toate, dau GF. Dau toate GF, da? Da? Deci, aș spune că a le adunat pe toate, e de parcă aș zice de două ori a le-a luat BE. Da. Că ați spus voi mai devreme că a le-a luat BE este cât a le-a luat GB. Da, da. În loc de AGB, eu zic că tot ABE. Și atunci zic de două ori. De două ori ABE. ABE. Unde am eu? A, B. Acolo avem. ABE, da? Da. Hai să amplificăm aici cu 2. Toată? Cu 2? Da. Așa, atunci vine 2 ori area lui GAB. 2 GAB, nu. Nu, nu mai e. A, nu mai vei doua. GAE. Hai să zicem așa. Nu mai. Da. Nu, o luăm așa, toate cele patru adunate. Aria lui GAB, GAB, plus aria lui ABE, aria lui ABE, plus aria lui AFC, aria lui AFC, plus aria lui AEC. A, E, C. Da. Egal cu aria lui A, G, F, E. G, E, E. E. Aria lui G, F, E, da? Da. În loc de aria lui G, A, B, egal că aria lui G, A, B este egal cu aria cui? Lui A, B, E. A, B, E. Fiindcă astea sunt egale, da. În loc de G, A, B, poți spun de două ori A, B. De două ori A, B. Deci 2 aria lui A, B, E, plus A, E, F, C, egal cu A, E, C. Adică putem să zicem de două ori A, E, C? A, E, F, C, da? De două ori A, E, F, A, E, C. De două ori A, E, C. De două ori A, aria lui A, E, C. Egal cu aria lui GEF. 2 îl dăm în factor comun. Da. Da. Și ar veni 2 pe lângă aria lui ABE plus aria lui AEC. AEC egal cu aria lui GF. Aria lui GF. Da. Dar ABE și cu AE. Ce? ABE și cu... Ce părere de ABE și cu AEC? Sunt... Deci ABC și cu ABE parcă sunt egale, nu? Egal, ABE cu AEC. Deci AEC plus ABE... Dar de două ori ABC. Fac de două ori ABC. Da. Că ABC și cu BEC sunt de aceeași are, am dovedit asta. Da. Deci eu zic 2, 2 ori 2 ABC, deci de aici rezultă 2 ori 2 aria lui ABC, îmi dă aria lui... Adică lui. De 4 ori? Îmi dă... GF. GF. Adică de 4 ori aria lui ABC? Da. 4 ori aria lui ABC. Ce egal cu area lui G, F,
F-I-E. Sau putem să zicem că are lui A, B, C egal cu 1 pe 4 are lui G, E, F. Sau G, F, E pe 4. Cum da. Mi-am cerut aici G, F, E supra A, B, C? F, G. E, F, G. E, da, tot acolo. Aria lui E, F, G supra aria lui A, B, C. 1 pe 4. Egal cu? 4 pe 1. 4 pe 1, nu? Da, 4 pe 1. 4. Bun, pur și simplu 4. Și cu asta am terminat problema. Înainte de a părăsi problema, hai să vedem ce aici, ce merită să reținem. Corect. Care sunt lucrurile esențiale din problema asta? Linia mijlocie. Linia mijlocie. Da, deci linia mijlocie jucată foarte atent pentru a asigura conectivitatea, da? Linia mijlocie în triunghiul acela. Da. Mediana dintr-un teorema aceea. Colinearitate. Azi, o secundă. Colinearitatea, adică printr-un punct exterior unei drepte trece o singură paralelă da. La cea dreaptă. Pentru că noi am avut GA paralel cu BC, A, F paralel cu BC. Prin A. Și cum B, D, C sunt coliniare? Categoric. Dar în esență asta a fost. Da. GA paralel cu BC, toată. A, F paralel cu BC. Prin punctual se poate duce o singură paralelă. Da? Deci unicitatea paralelei dusă printr-un punct exterior. Asta am valorit. Da. Unicitatea paralelei dusă printr-un punct exterior unei drepte. Unicitatea paralelei dusă printr-un punct exterior unei drepte. Teorema aceea cu mediana într-un da. Deci am trecut la punctul B. 2, la punctul B. Și aici a fost mediana în parte triunghiul în jos. Așa. Deci mediana în parte. Da, 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 triunghiul în 6. 6. Dacă ar fi fost să facem, dar aici n-am făcut. Da. Numai șase. Mediana, o singură da. Mediană. Da. Mediana șase. În parte, triunghiul. Între unii. 6. În două. În două triunghiuri echivalente. Centrul de greutate în parte în 6. Exact. A, deci păi centru de greutate e altceva. Păi da. Înseamnă celor trei, două, tuturor medianilor. Da. Ăla în parte în șase. Da? Da. Și atunci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, toate... A, da, da, da. Echivalent. Toate de aceeași are, deci șase triunghi echivalent. Bun. Ce a mai fost aici? Problema arilor, dar aici... A fost scrierea, triunghiul practică. Triunghiul echivalente, nu? Să-ți trec de o pomeză. Triunghiul echivalente. Triunghiul echivalente, da. Și am avut și calcul algebric puțin. Da, calcul algebric acela de a lucra cu numere. Da, da, da. Niște numere, arile sunt la urma unui niște numere, da? Da, am notat. Și am văzut toată treaba asta. Deci așa este lucrurile trebuie să trebuie. Te rog. Ca idee în mintea. Ca să știm la sfârșit când facem 28. 28. Avem timp să mai facem. Da? Mai avem o problemă sau? Problema e o problemă geometrie. Nu. Eu vreau să vă fac problema aceea, țin neapărat, că acolo e geometrie, nu e altceva. Da? Deci vreau să vedeți o idee foarte interesantă. E problema aceea a voastră, Adi, care... Care ai făcut-o. Da, da. 1 pe 20. 1 pe 20, dar acum o face domn profesor, vă face. Vreau să văd dacă aceeași idee a fost. Mă interesează că... Da, 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 avem problema. Poate vă amintiți și voi cum ați făcut-o, dar atunci facem paralela între soluția asta la care m-am gândit eu și cu Cristi. Da, au și ei. Și atunci vedem care a fost soluția mai rapidă și acest lucru ne interesează de foarte multe ori în probleme. Poate să fie chiar aceeași idee întâmplător. Mai puțin probabil, dar să zicem. În ipoteză avem așa, ABC de paralelogram. Înainte de a începe problema, vreau să vă pregătesc un pic. Să vedeți cât de ușoară este problema, dacă avem un pregătit, dacă aveam un, niște lucruri puse la punct.
Aș vrea să vă atrag atenția asupra următorului lucru. Dacă am un triunghi la întâmplare, oare care? A, B, C. Și duc linia mijlocie. Linia mijlocie în el. Știți voi care este raportul dintre area triunghiului ăsta și area triunghiului mare? Da, ești un pic mai înainte. Noi o să o facem la nivelul care știm cunoștințe, avem cunoștințe astea. Deci, atenție! Mă întreb și eu, oare care este raportul dintre area triunghiului ăsta și area triunghiului mare? Ați putea să îmi dați un răspuns? Nu. Atunci, haideți să facem așa. Luăm mijlocul ăsta la altul, mână pe. Mână pe. Și apare pe partea asta altă, triunghiul ăsta, în raport cu triunghiul mare. Da? Tot așa apare. Corect. Și mi se pare că, așa, ochiul îmi spune că triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta la altul, aceeași are. Corect. Și dacă vreți să vă conving, spun așa. Area figurii acesteia conține asta plus asta, iar asta al sus, asta plus asta. Cum au pe asta comun, înseamnă că sunt cât asta. Da? 1 la 4, gata, știm. Asta, prins-o. De ce? Că figura asta mână pe este un parogram. Da, și nimic cu. Și iată, făcută treaba asta, că e o pătrime, da? Raportul este o pătrime. Am întâlnit și eu problemă de genul ăsta și când am cu tale și cu asta și... Mă aminteam total, când ne vedeam. Nu, e 1 la 4. Deci, raportul este 1 pe 4. Motivul. Deci, area triunghiului AMN, dacă o facem, este egal cu baza mână. Bână, cred că vrei să ziceți. Mână. A. Baza. AMN, gata. AMN. Da. Egal cu mână. Da. Ori înălțimea S, pe 2. Supra 2. Și egal cu mână este jumătate din BC. Adică mână este egal cu BC. BC pe 2. Ori AS, care îi în mod sigur, pot să dovedesc asta, că e jumătate din A1, din A1 înălțimea triunghiului. Da, pentru că ai mână în linii mijlocii. Bine, orice și o tai și pe asta la jumătate, da? Da, corect. Paralelă fiind, tai pe orice. Corect. De orice secantă aș duce, tot la mijloc. Deci BC pe 2, dar lucrați voi. Uitați, poate nu ar fi matematică. Nu, dar nu puteți să vă uitați așa, nu înțeleg. Tudore, degeaba faci așa. Important ar fi să înțelegi că e pentru voi. Ori AS, care înseamnă A1, pe 2, și totul pe 2. Care poate fi scris BC ori AA1 supra 4 și supra 2. Care înseamnă BC ori AA1 supra 2 mulțit cu 1 pe 4. Și egal mai departe. BC ori A1 pe 2. Cine este BC ori A1 pe 2? Este area triunghiului ABC. Deci egal cu area triunghiului ABC ori 1 pe 4. Sau egal cu ABC, area triunghiului ABC supra 4. Iată că am arătat că area triunghiului AMN este o pătrime din area, nu? O pătrime din area triunghiului A,
de C. Din are, prin la de ce. Prin calcul l-am arătat. Pur și simplu prin calcul. Ceea ce a însemnat și prin varianta cu are lucrată. Tot o pătrime. Corect. Da? Dacă aș fi dus-o la o treime, bănuiți, deci dacă aș fi împărțit în trei, triunghiul ăsta de aici, știți voi ce raport ar fi găsit? Care? Aș fi dus, aș fi scris acolo cu un L, de exemplu, și aș fi dus la toate treime și mi-ar fi dat, dacă am făcut asta, mi-aș fi prins. Dar am o idee cum să încep. Am înțeles, te-ai te și urmăresc, vezi că nu te respect. Observați? Da. Deci tu ai zis așa, cum s-a întâmplat cu 1 pe 2? Mm-hmm. Probabil că folosind același raționament, înălțimea va fi tot o treime, da, cum am văzut pe toate. Da. Deci baza asta va fi o treime din asta. Corect. Înălțimea va fi o treime și 1 pe 3, acela amulțit cu 1 pe 3, va face 1 pe 9. Corect. Deci raportul va fi de 1 pe 9. 1 pe 9. Raportul aerilor va fi de 1 pe 9. Okay. Deci e foarte tare chestia asta, că putem ști foarte bine în ce raport se păstrează area acestuia cu area triunghiului mare. Știind cât de mult o ducem la o treime, la o pătrime, la o... Da? Să știm la ce... În ce raport se împarte latura triunghiului ăsta. De câte ori se cuprinde latura triunghiului mic în latura triunghiului mare. Dacă știm asta, totul este perfect. Da? Eu luăm raportul acela, valoarea raportului, nu i-a făcut rapoarte anul trecut. Da. Valoarea raportului l-a pătrat. Dar de ce l-a pătrat? Că vine atât din o dimensiune cât și cealaltă. Că aici la arii ce se întâmplă? La arii apare foarte ușor de sesizat că e înmulțirea a două dimensiuni. Și atât latura de aici mână, cât și înălțimea are raportul acela de asta. De proporționalitate. Era raport și proporții, dar am trecut. Și atunci, raportul ariilor este egal cu pătratul raportului de asemănare. Da? Iată, vă rog să vă notați asta. Deci, prin ducerea unei paralele, da? Prin ducerea unei paralele, la una, prin ducerea unei paralele de la una din laturile unui triunghi, ducea unei paralele la una de laturile unui triunghi, se formează un alt triunghi care pentru care raportul ariilor în paranteză triunghiul mic, triunghiul mare. Da? Pentru care raportul arilor, și în paranteză la care ari mă refer, pentru care raportul arilor, triunghiul mic și triunghiul mare, supra-triunghiul mare, nu? Da? Raportul dintre triunghiul mic supra-triunghiul mare este egal cu pătratul raportului de asemănare. Egal cu pătratul raportului de asemănare. Că e asemenea triunghiul ăsta mic. Atenție, triunghiul ăsta mic e asemenea cu ăla mare. Numai că e mai mic, el are păstrează la... Unghiurile sunt la fel, mai copii. Două paralele, tăiate de o seșantă. La o treime e 1 pe 9. La o doime e 1 pe 4. Dacă era la o șesime e 1 pe 36. Da, e foarte tare povestea. Dar să înțeles cu pătratul raportul de asemănare. Super tare. De aceea am ținut neapărat să fac pregătirea asta, pentru că o să vedeți în problema care exact. Am soluția, o să meargă foarte bine. Tot acum, tot așa? Păi da. Problema ce ai. Acum mai fac încă un pas. Să știți că eu pot duce paralela și pentru laturile prelungite. Adică prelungesc laturile și se formează aici triunghiul AEMN. Și aceeași. EMN paralel cu BC. Și acum, prin chipul că a fost înapoi, da. Miruna, și
este asemenea cu ăsta mare. Și dacă ar fi fost aici, ar fi spus area triunghiului AMN. AMN. Față de ABC, domn profesor? Supra ABC, da. Supra ABC. Aria. Nu, no, e tare de toată urmăriți, mă. Supra ABC. Este egal cu... Deci, dacă îl vedem în situația asta, că AMN este aici, dar să spunem acolo, e în prim. Da, portabil. E în prim, e prim. La o treime acum, da? Da, la o treime, da. La o treime, cum am luat așa. Deci, area lui ABC supra, AMN ăsta supra ABC, este, cât a spus voi, este, a spus o treime? 1 pe 9. 1 pe 9, da? Da, la o treime. 1 pe 9. Păi, adică din 9 ori AMN, egal cât ABC, da? Da. 1 pe 9. Acum, când îl văd în exterior, fac următoarea relație. Adun de la rapoarte și proporții. Noi am mai făcut asta. Ce poți face de la rapoarte și proporții? Am zis așa. El este asemenea, area este aceeași, raportul este așa, tot așa. O nuime. Deci tot o nuime, 1 pe 9 va fi ca raport. Dar dacă vreau să joc arii, să fac raportul dintre area asta și area asta, tot, adun la... deci, insist. Dacă cumva eu am raportul dintre area asta și asta de aici, știută, AMN supra ABC, 1 pe 9, ca să completez area triunghiului mare, îi aduc și pe asta micuță, da? Iar asta micuță pe care o adaug, din raportul de asemenea, ca și m-aș adus și pe 1 plus 9. 1 plus 9 fac 10. Da? Și da proporții, când avem, dacă vreau să completez area asta, a celui deasupra, vin aici și îl completez și atunci raportul este 1 pe 10. O să vedeți de la rapoarte și proporții. Așa. E, acum, să, după pregătirea asta, haideți să ne întoarcem problema. Deci raportul acum e 1 pe 10, a zis, da? La ălaltul. Nu, raportul e tot 1 pe 9, că triunghiul ăsta mic, acum e raportat cu tot triunghiul mare. Aha. Dar e tot cu triunghiul mare. Așa. Însă, dacă eu aș fi avut, dintr-un alt raționament, area asta, Yemen B, da? Yemen B, supra asta, cât este, dintr-un alt motiv, da. Atunci, ca să ajung să completez triunghiul ăsta, cum o l-a ajuns? Ca și cum aș aduna numărători la numitori. Sau? Ah. Deci, asta pe asta, deci eu am asta pe asta de jos, Yemen B, C, dintr-un motiv, dintr-un alt raționament, supra area de aici. Și dacă am raportul acela, ca să-l completez pe triunghiul ăsta, nu fac decât să adun la aia aceea, da? Și acum să vedem problema, da? Să mergem la problema noastră. În ipoteză, da? ABC de paralelogram. Nu știu, da. Să șterg. ABC de paralelogram. Esențial ce am făcut până acum a fost asta, prima parte. Exact. Că raportul are egal cu pătratul raport de asemănare. Aha. Da? Fie că triunghiul este în interior, fie că în exterior, tot aceea poveste este. Da? Fie că este interior, fie că exterior, aceeași poveste. Ele sunt două triunghiuri asemenea și atunci raportul de asemănare, raportul angelor egal cu pătratul, raportul de asemănare. A dus uscat. Da. Are uscat. Nu s-a uscat. Are uscat, l-a pus el la uscat. Da. E gospodar, domn profesor. Da. Încearcă să ususi tabla, insistă că... Deci, în ipoteza, ABC de paralelogram... Știu problema. Nu mai scriem ipoteza, domn profesor. Nu mai scriem. Uitat-o copii. Bun, scrie ea direct. Dar nu, că eu am aici în căie, deci așa... Un copii, este un paralelogram dat. Da, un paralelogram la întâmplare. Tu mă știi. Teo, nu știi, de eu dau, domnule. Da, dar dacă facem figură o dată și povestim.
deci un paragraf. A, B, C, D, parcă așa am notat. A, B, C, D. Am împărțit-o în 3. La mâșină. Iar problema e care? Aceea mă, și în B era mijlocul lui BC. Și ducem pe AP cu CN. AP cu CN se intersectează în punctul Q. Da? Așa, domnule, Q acolo, da, corect, așa e. Da. Și trebuie să găsim raportul dintre area CQP și paralelogram. Corect. Deci se cere, după tot ce ați văzut, area lui CPQ supra area lui ABCD. A, B, C, D, egal cu 5. Corect. Noi am făcut tot felul de lucruri, am muncit, să spunem pe ce dreaptă, vreo două ore, dar n-am picat pe problemă. Da? Ne-am învârtit pe lângă problemă destul de mult. Și acum am făcut și așa, am dus și diagonala, da, ne-am de aceea am dus, bine, da. Da. Și ne-am gândit și la mijlocul. Da, acesta. O, da. O, mijlocul. Hai să unim pe O cu P. Asta n-am făcut. O, P. Area lui CUP acum, după ce ne-a zis dumneavoastră acolo? Da. Egală mare lui CUP. Nu. Poate că este împărțit CQP în două triunghiuri. Da. CLP și PLQ. Da. Da? Atenție, aici este momentul. Aria. Deci aria lui CLP, CLP, aria lui CLP, CLP, egală, plus aria, plus aria lui pe el Q, pe el Q, egală cu aria CQP, CQP, egală cu aria lui CQP. De acord? Da, da, da. Deci CQP, da, înseamnă CLP plus pe el Q. Corect. Dar fiindcă O e mijloc și P e mijloc, uh-huh, în triunghiul A, C, P, înseamnă că P, Q este linie mijlocie. O, OP. OP este linie mijlocie. Mijloci, da. Ea împar, e paralelul cu asta. Uh-huh. Și jumătate din linie. Și jumătate din toată asta. Da. Dar pe mine mă duc acum. L, P, paralelă cu noi, B. Da? Da? Și jumătate din linie. Și atunci area lui C, el, P, uh-huh, supra area lui C, N, P, da. E raportul de 1 pe 4. Corect. Ăla care l-am zis. Hai, găsim noi adineori. Scriem asta, domnule? Sigur că da. Aria lui CLP. CLP. Supra. Sau cum? Supra. Da, pe dată. Supra aria. CNB. B. Egal cu 1. Egal cu 4. Egal cu 4. De ce? De 4 CNB? Nu. 1 pe 4. 1 pe 4, da? Dacă 4 ori ce el p, de 4 ori ce el p face așa ceva. Da, 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 corect. E 1 pe 4. Da. Dar ce e în b o pot afla în funcție de chiar paralelogramul. Uh-huh. Că e baza nb o treime. Uh-huh. Hai să zic, aria lui ce e în b, da, este egal cu baza ab pe 3. Da. Deci egal cu AB pe 3. Ori înălțimea. Ori H. Ori H a paralelogramului. Supra 2, nu așa? Da. Dar AB ori H înseamnă ies. AB ori H ies a paralelogramului tot.
Păi nu vine AB ori H la panogram? Da, 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 da. Ies am notat eu ca să... Deci vine ies pe 6. Da. Da? Ies supra 6. De acord, nu? Da, da. Deci ACNB, da. Hai să zic, area lui CNB egal cu ies supra 6. Deci ies, știi? Prin ies am notat area, hai să zic, ies este egal cu area lui A, B, C, D. Aha, și de ce nu îl notăm așa? Deci ca să nu mai scriu area lui A, B, C, D cu de 7 ori acolo. Am înțeles. Scriu prea mult, cred că trebuie folosul, cred că. Am înțeles. Da, ies. Deci vine ies supra 6. Da. Da. Așadar, CNB înlocuiesc aici. Ha. Și vine, de aici rezultă. Ca area. De tu? Ce el pe supra. Supra. Ies. Supra CNB, adică ies pe 6. Mm-hmm. Ies supra 6. Egal cu 1 pe 4. Egal cu 1 pe 4. Ceea ce ar fi echivalent că... De 4 ori area. De 4 ori CNB, da? CNB. 4 ori area. Îi ce el... Ies pe 6. Ce el pe, da? Egal cu cât? Ies pe 6. Ies pe 6. Adică... CLP, area lui CLP, egal cu ies pe 24. Da. Împărțim, da? Da, ies da. 6 pe 4, 6 pe da, 24. Da. Deci era 24-a parte. Da, CLP e formată din? Deci CLP, gata, am terminat-o, e funcție de area panogramul, sunt foarte tare aici. Am găsit raportul. M-am bucat asta, lui LQP. Corect. Fiți atenți acum. Aria lui LQP supra ce arie casă? Ce? Supra lui POA. Supra? POA. Păi el P cu cine era paralel? El P cu NB. Cu NB. Cu NB, dar și cu ANĂ. Da, da. Da. Și cu ANĂ. Da. Și cu ANĂ. Păi cu ANĂ, cu NB. Adică tot cu tot. Deci, LQP, cu cine să-l raportez eu ca să-l aveți foarte repede? Cu care a cărei triunghi? Cu aia lui PBA. Cu A, LQ. Știți cum am prelungit? A, că a zis că deasupra. Am prelungit-o, da? Așa. Deci, area ăstuia, supra area ăsta, este același raport. Așa. Dar punctul de asemănare, să vedem ce raport va fi. Aha, să vedem ce raport e. Păi, da. Raportul găsim. Că asta de aici, jumătate din asta, da. Și aia era la o treime, înseamnă că aia e la o... E două treimi din AB. Asta e o treime, da. Corect, din da. AB. Și atunci o treime, o șesime va fi. Va fi o șesime din AB. Da. Încă o dată. Jumătate din a, NB facem cu creionul. Da, 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 jumătate din da. Și cum NB este o treime din tot AB-ul, da. Da. O treime împărți la 2, o șesime. Da, deci raportul este o șesime. Atâta e raportul? O șesime? Da, raportul ariilor egal cu pătratul raportului de asemănare. Raportul. Și am găsit raportul de asemănare o șesime. Deci, acum zicem. Da. Hai să construim asta. Deci. El pe e paralelă cu AB. Cu AB. Da. Paralelă cu AB. Și cum AB a fost împărțit între ei? Da, el pe paralel cu AB. Da. Rezultă și el pe linie mijlocie, nu? Da. El pe da. Linie mijlocie. Înseamnă că el pe ca lungime este egal cu NB pe 2. Corect. NB supra 2. Dar NB... Dar NB... Este cât? 1 pe 3 din AB. 1 pe 3 din AB. Asta înseamnă că voi spune NB LP, de aici, nu? LP, da. Da, egal cu NB pe 2 adică AB pe 3 și supra 2 vine AB pe 6. Da. AB pe 6. 6, corect. Deci am aflat pe LP care e AB pe 6.
Acum, încă un lucru. Vreau să vă atrag atenția că mă interesează, știind raportul de oșesime, mă interesează să fac aria lui A, N, B, A, N, Q. Zic, aria lui A, N. Aria lui A, N, Q. Sau la mic pe la mare, ca să fie unul pe șase. Da. Aria lui El, Q, P. El, Q, P. Supra aria lui A, N, Q. A, N, Q. Egal cu... A, N, Q, egal cu 1 pe 6 la pătrat. Totul? Păi da, n-am zis că era pătrat în raport de semnare. 1 pe 36. 1 pe 36. Pe 36, măi. 1 pe 36. Adică, el are al el Q, el Q, P, el Q, P, ar fi egal cu de 36 ani al lui Anne Q. Are al lui Anne Q, face de 36 ani al lui ăsta, da? Poate, domnul, de necredut. Cum? Poate mult, dar e parcă, e prea, nu? Nu, nu, nu. E perfect. Da? Deci e realitate, o să vedeți. Deci aria lui, așa aș zice, că aria lui cui? P-L-Q. P-L-Q. P-L-Q, e la mic. Nu, invers. A, N, Q, aria A, N, Q, este egal cu 36 de ori aria lui... Lui Q, P. Și acum trebuie să aflu aria lui L, Q, P. În funcție de S. E 1 pe 3. Pare nu fi în funcție de 3. Nu, nu, nu e 1 pe 3. Ce vorbești cum să fie 1 pe 3, mamă? Hai să începem. Dacă față de triunghiul ăla e 1 pe 36. Concret, muncim. Deci, area triunghiului, area triunghiului ANQ, area ANQ, da. Este egal cu baza AN. Da. AN. Ori înălțimea. Ori înălțimea. Q, Q1. Da, asta e. Q1. Pe 2. Q1. Pe 2. Și continui și spun așa. Ană știu cât este. Ană este 2/3 din AB. Da, da, da. Egal cu 2 ori AB pe 3. 2 AB supra 3, da? Păi Q1, da, da. 2/3 din AB, corect. 2/3 din AB. Așa că pot să spun, egal cu AB, 2 AB pe 3, ori Q1. Q1, trebuie să muncesc, băi, Q1, să-l văd cum îl găsesc. Q, Q1. Ei bine, cum s-a întâmplat paralela asta, cum se întâmplă când duci o paralelă pe toate diagonalele, toate din parte în același raport, așa se întâmplă și cu când am dus-o în exterior. Adică să iau figura un pic mai mare, să înțelegeți. Deci dacă mă duc așa cu o paralelă, asta, raportul în care din parte paralela asta, latura asta pe latura asta, asta pe asta, asta pe asta, și oricare alta, și cu înălțimea se întâmplă la fel. Adică înălțimea asta de aici, hai să o mutăm cu X. Așa. Asta să o mutăm cu X, pe asta altă să o mutăm cu Y. Da. X pe Y egal cu LP supra AN. LP supra AN. Și era 1 pe 6. Da. Deci X supra Y, ăsta este X-ul, supra Y. Deci X supra Y este egal cu cât am zis, 1 pe 6. 1 pe 6, așa am spus, da? Da. Hai să ne amintim o dată. Asta de aici era jumătate. Și asta toată, deci jumătate, cred că 1 pe 4.
pe lup față jumătate, de anul. Jumătate. Față de anul. Față de trebuie să mă iau. Nu față de anul. Păi da, față de anul. Ală e 2 pe 3. L pe 4, atenție. L pe 4. Deci, dacă pe asta iai jumătate din asta, da. Cum asta de aici, e 4. 4 bucăți, da? E 1 pe 4. Deci, atenție, 1 înseamnă că asta împărțit în 2, dupla împărțit în 4. Corect. Deci 1 pe 4, da? Deci aici nu 1 pe 6, să zic, 1 pe 4. Deci x supra y egal cu 1 pe 4. X supra y egal cu lp supra n. Hai să înțelege toată lumea, egal cu lp supra n, e 1 pe 4. Lp supra a n e și egal cu 1 pe 4, ca să corect. Fie clar pentru toată lumea. Și acum, eu pot să aflu x plus y, știți cât face x plus y? X plus y face h pe 2. Tot h-ul supra 2, că devine în mijlocie. Corect. Deci x pe y, da? X plus y, mai adaug și asta, că x plus y este egal cu, cât am spus? Cu h pe 2. H pe 2. Adică înălțimea toată a paralelogramului supra 2. Păi, chestia asta că am x plus y nevoie și am nevoie să-l găsesc pe y, înseamnă că într-un raport adun numărători la numitori. Ca să rămână cine? Y-ul să rămână. Ca să rămână Y-ul adun invers. Pe cine adun? Adun pe numitori la numărători. Adică 4 plus 1, 5. Deci vine X plus Y. X plus Y supra Y. Este egal cu 5 pe 4. 4. De acord? Da, da, da. De aici vreau. Dar în loc de X plus Y, ce să spună? X plus Y cine este? H pe 2. H pe 2, corect. Deci de aici rezultă că H pe 2 H pe 2 supra Y, deci H pe 2 Y, hai să spun așa. Că era X plus Y care înseamnă H pe 2 da, și 2 e egal cu 5 pe 4. De unde rezultă că simplificăm prin 4, prin 2, pardon, și vine H pe Y, rezultă că H pe Y este egal cu 5 pe 2. Adică H, adică Y-ul este egal cu 5 pe Y, cu cine este egal? Cu 2H pe 5. 2H supra 5. Și am aflat H-ul, Y-ul, care îmi trebuie foarte tare ca să aflu area lui A. Adică Q-Q1 era ăla, da. Q-Q1, da. Da, deci egal cu Q-Q1. Și știți că eu am nebunit aici să-l înlocuiesc. Să-l găsim pe ăla, da. Și în loc de Q, Q1, voi spune 2H pe 5. 2H pe 5. Și supra 2. 2, totul supra 2, da. Și egal mai departe cu... cât face? 4 ABH. 4 AB, să nu greșim la calcul. AB și H, ora H, da. Pe supra 15 ori 2, nu? Supra 30. Supra 30. Și să mai simplificăm alea acum, prin 2. Simplificăm prin 2. Și fac cu 2 ABH. 2 pe 15. ABH pe 15. Pe 15. Dar ADH, ABH cine este? AB ori H. AB ori H. Este iesul. Deci egal mai departe cu de 2 ori ies. Pe 15. Da? Asta e area lui ANQ. ANQ. Am aflat area lui ANQ, da? Da. Și eu aveam că raportul dintre... Area lui ANQ și el QP e egal cu 3 6 al deci, ăla mic. ANQ acum da. Nu opresc aici, da? Așa. Și o să avem de 2 ori 15. Hai să zic mai. 2 ies supra 15. Este egal cu 36 area lui el QP. Da. Și de aici să scoatem repede 2, să mai simplificăm cu 36. Da. Și face 18.
Adică o zi este pe 15 egal cu 18-oarea lui L chipând. Și este egal cu 15 ori. Nu se, A, L, Q. A, A, L, Q, nicăieri. Aria lui A, L, Q va fi egal cu cine? L-Q-P. Deci aria lui L-Q-P egal cu... Ia să vedem. Ia să vedem aici, vă dați să nu greșim la calcul ăsta. E sora asta, încă am pus-o rog. Așa, deci... Ies supra 15/18. Ies supra 15/18, așa este. Ies... Supra 15/18. 15/18. Și acum... E limpede. Aria lui CQP. Ce aria lui CQP? Aria lui CQP. CQP. Supra aria lui ABC descriem? Nu. A, ce se CQP, da. Aria lui CQP. CQP egal cu aria lui. Egal cu aria lui CQP. Ce CLP des care o aveam, cât era? CLP plus aria. Imediat o găsim. Pe 24. Ies pe 24. Ies pe 24 plus aria ăstuia mic care este, ies pe... Ies pe 15/18. Ies pe 15 ori 18. Și să aducem la același numitor, să facem calcul. Haideți, copii, faceți calcul. Cât e 15/18 pe telefon? Hai, telefon, hai. Acum, acum. Hai, hai, hai. 6 ori... 7, 470. Cât? 470. Nu știu dacă e bine. Și eu. Se împarte asta la câte aveți? 15/18 pe 270. 15/18 pe 270? Da. Da, 15/15 pe 20. Da, bun. 270, 270 se împarte la 24. Ia de la ce împarte 270 la 24. Nu se împarte. La 6 se împarte. La 6? La 6 sigur. 15 ori 18. Deci, stați un pic. Vrem același numitor, vreți, domn profesor, da? Da, deci eu vreau să aduc la același numitor, numitorul comun. Să-l descompun.